Păi, cum să spunem, așa cum spunea Mario, ia zi-o tu de data asta. Bine v-am găsit la lecția cu prof online. Bun, perfect, perfect. Așa, dragilor, bine ne vedem. Deci, mărturisesc că am așteptat, ca de fiecare dată, întâlnirea cu mult drag și interes, da, cu tine, Alesia. Și mai ales pentru că aseară am trăit așa momentele acelea deosebite, nu? Ajungând să compunem noi o problemă, să gândim, să pătrundem în mintea autorului pentru prima dată cum face, nu? Cum gândește o problemă și cum propune o problemă un autor. Este momentul cel mai înălțător pentru mine, pentru că în momentul, în condițiile în care reușesc să aduc un elev să vadă că el poate și să se întrebe cum anume reușesc profesorii să facă, nu toți profesori, propunătorii de subiecte, cum ajung la nivelul ăsta, este lucru, repet, foarte, foarte important pentru mine. Și nu știu dacă ți-am spus, mie mi s-a întâmplat și mi se întâmplă deseori când mă frământă și trăiesc starea aceea de bucurie și mă frământă o chestiune, eu visez. Și rezolv problema prin vis. Deci când eram elev și aveam situații de acestea, că nu găseam o soluție la o problemă și mai târziu și a profesor în sfârșit, atât de mult mă preocupa problema încât o visam și găseam soluția prin vis. A doua zi o aveam rezolvat. Ți-am spus asta vreodată? Da. Bun. Ați fost odată. Deci se ajunge la nivelul acesta când te preocupă foarte tare. Când ceva te frământă foarte tare, atunci așa se întâmplă. Dragilor, Opa, am acceptat ceva, scuzați-mă. noi am. Am apăsat din greșeală. Bun, nu se întâmplă. Noi am ajuns ieri la etapa asta și ți-am propus să gândești un exercițiu care să mă pună în dificultate. Am Nu să știu neapărat. Că l-am rezolvat și apoi care număr am vrut eu, l-am notat cu A, dar n-am rezolvat și... Am înțeles. Rămâne cu atât mai bine. Rezolvăm amândoi. Da. Perfect, perfect. Deci tu ai mers așa cum ai gândit exercițiul și la un moment dat ai notat una din o cifră de acolo, ai notat-o cu Aici A. nu pot să citesc rezultatul. Cu rezultatul vrei să începe? Nu pot să-l citesc. Așa de lung? Da. O, da, ce mi-ai făcut? Hai să vedem. Hai să vedem ce. Și Mario avea tentația asta să gândească numerele foarte mari, înțelegând că dificultatea constă. Nu, numerele din operație sunt de trei cifre, dar înmulțite și adunate dau mult. Un număr mare. În sfârșit, hai să vedem. Da, m-ai descurajat acum. Nu mi-ai lăsat șansa să intru. Vezi, există o parte psihologică a rezolvitorului. Eu nici nu știu și tu mi-ai spus că ce urmează nu-i prea la îndemână. Și atunci tu nu mai ai pregătit cum trebuie. De Dar hai câteva să văd, minute, zic. să sper că depășesc momentul. Te rog. Paranteză rotundă. Da. 777 777 plus 777. plus 777. Închideți paranteza. Da. Împărțit la... Deschideți din nou paranteza tot mică și iar 777 plus 777. Deci 777 plus 777, da. Da? Apoi ori, Da. deschidem iar paranteza A, A. A ori 777. A înmulțit cu 777. Închideți paranteza. Apoi Deci o... în înmulțire este doar A ori 777, da? În paranteza rotundă. Da, închideți paranteza, după aia ori 100 Da. plus 77. Plus 77 egal cu, trebuie să-mi dai răspunsul.
Aoleu! Nu trebuie să... Tu când ai făcut egheșițiul ăsta, în loc de aia ai avut ceva acolo. Da. De acord? Da. Și ca rezultat era un număr acolo, știu eu. Scrieți egal cu 6, 9, 7, 6, 9, 7, 1, 6, 9, 1, 6, 9, 4, 6, 6, 4, 6, 6, 0, 0. 0, 0. Uf, hai să-l citesc dacă mă descurc. Deci împart în grupii de câte 3, începând de la, nu? De la capăt, unități zeci sute, iar A de încă la cap, 3. a de la zero încep. Deci de la 0, sigur că dacă și 0 are cifra unităților 0, a 10-lor 0, a sutelor Vreau să fac 6. de dincolo. Deci 1, 2, ne oprim la 6 aici. Iar 3 Iar la... încă ne oprim la celălalt 6 și apoi ne oprim la 7. Așa. Cum s-ar citi oare numărul ăsta? A stat că n-am scris bine. 7. Deci prima dată 006, 6 așa și a la 9. 69 de milioane 716 mii 974 6 9. Nu, atunci mergem mai sus. 69 de miliarde. 69 de miliarde, 716 milioane, 946 de mii, 600. Așa. Deci, Trebuie să o scriu. nu ne-a descurcat cu milioane, ne-a dus mai sus miliarde, da? Mi Bun. va da ceva să scriu. Da, nu, 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 nu,
milioane 946.600. Dar acum eu mi l-ai propus mie, eu trebuie să-l descoper, practic trebuie să descoper pe A, cine este A, încât să fie treaba asta corect. E număr greu asta, nu credeți că e tot 777? Nu cred că este asta. Cum ai jucat cu 777 mai tot timpul, eram tentat, dar nu am să fac ghicind numărul. Nu, eu trebuie să lucrez. Am deocamdată 777 plus 777 într-o paranteză rotundă. Deci scriu de la capăt și rezolv. Nu m-am gândit că am dat cât să puteți să faceți. Deci nu te-ai gândit să mă pui într-o dificultate maximă. Bănuiesc că ai fost destul de amabilă cu mine ca să nu intru. Niște paranteze să rezolvați. Dar pentru început m-ai menajat așa, să nu mă pui în dificultate. Da. Și mai ales că se înregistrează, nu mi-ai știut, să spunem, capacitatea mea și ai spus mai, pentru început mai ușor un pic, da? Hai să vedem. Deci prima dată facem prima paranteză, scriem egal de la început și ne dă 1554. 1554, da. Împărțit la cealaltă paranteză, care tot 1554 și da. Scriem în continuare exercițiul că paranteza acum nu are ce să facă. Deci paranteza rotundă nu mai are nicio iar scriem defect. Asta. Ambele paranteze și-au pierdut și scriem valoarea. Înmulțit. Aori 7.000. Crezi că mai era important să spui aori 777 în paranteză? Nu, că nu e o adunare, nicio scădere. Fiind o mulțire, puteam să nu o dai de la început. Ea ar fi avut rostul când ar fi fost o mulțire, o adunare sau o scădere, mulțit cu altceva, adică toată expresia din interior. Dar așa fiindcă e o mulțire, puteam să renunțăm de la început. Așa că o copiem fără paranteze. Da. Deci înmulțit cu A, înmulțit cu 777. Deci înmulțit cu A în ori 777 și acum scriem și înmulțit cu 100, ori... mai și 100 acolo.
Dar nu facem 100 plus 77? Dar 100 plus 77 în paranteză? Nu. Deci nu. Deci nefiind în paranteză, dacă mi-ai fi pus o paranteză, înțelegeam să fac asta, dar știi că trebuie făcută mulțirea. Da. Deci ori 100 și plus 77 la sfârșit egal cu numărul acela. Eu egal cu 69 de miliarde, zi tu, că nu știu. 69 de miliarde 716 milioane 976 de mii 600. De 69 de milioane miliarde. Miliarde. 69 de miliarde 716 milioane 946 de mii 600. Corect. Da, am scris. Eu o lăsam, nu o scriam. Da. Uitam. Și acum scriem din nou și putem să rezolvăm 1555 împărțit la. Cât face? 1554 împărțit la 1554. 1. Eu nici nu mai făceam adunarea. Când ai spus adunarea, când ai spus paranteza cea rotundă împărțit la aceeași paranteză, de fapt de acolo trebuia să spun că face 1 deodată. Da. Da? Deci 1 înmulțit cu. Noi le luăm de la stânga spre dreapta. Trebuia să nu fac tot plus 700, trebuia să fac altceva. E, asta e. Dacă mai îmi dați o temă din asta, fac mai greu. Da, ai înțeles de ce? Ca să nu fie atât de simplu. Da. Trebuia să fie ceva care să se poată împărți. Deci da. Când să se poată împărți, să nu dea cu rest. Da? Și ar fi fost, mai fi pus în situația să facă împărțirea efectiv. Unu are 777 plus 778, aș fi zis eu, ca să facă adunarea, împărțit la 777 sau știu eu ce. În sfârșit, final, chestiunea este că putem gândi o altă variantă. Deci aici face 1, ori A, deci rămâne A, ori 777, ori 100, plus 77... Este egal cu 69 de miliarde 716 de 716 milioane 946 de mii 600. Corect. Și acum? Și acum. Fiindcă n-am ce înmulțire și împărțire să fac înainte, n-am decât să fac 100 plus 77. Nu pot. Că suta e legată cu mulțirea acolo. N-am voie să mă leg de ea. Pot face 777 100? Nu, nici aceea. Da, pot să fac. Pot asta, pot să fac. Deci vine A înmulțit cu... Dar parcă Dar cum facem când mulțim cu 100? Punem 0 la sfârșit. E foarte simplu. 2 0 și dă 770 700. 77 de 3 ori 200, adică face 7, să citim numărul. Fac 77.700, nu? 77.700. 700. Da? Și scriem 1 ori A, nu mai scrim 1. 1 ori ceva face numărul ăsta. Rămâne doar atât. A ori 77 de mii. 77 de mii 700. Și în continuare ce mai am? Plus 77 ăla. Și acum scriu 69 de miliarde 716 milioane 946 de mii 600. O să visez numărul ăsta așa de mare. Așa, tu ai vrut. Eu să vedem, e în legătură cu A, ăsta bănuiesc. Acum. Nu mai putem face nimic. Mulțirea nu putem face. Plus. Hai să ne obișnuim așa. Scădem pe 7-7 din ambii membri, și din stânga și din dreapta. De parcă am notat cu un A mare pe A ori 77 milioane, nu știu ce, plus 77 egal cu, sau altfel spus, din egalitatea, cum o vedem, scădem pe 77 și din stânga, adică din stânga egalului și din dreapta.
și legalitatea nu se schimbă. Că dacă ai o balanță, nu? Și ai pus pe talere, ai pus, ea stă în echilibru și ai luat același lucru din ambii, din ambele talere, ea rămâne la fel. Deci să tragem o bară și să zicem scădem pe cine am zis eu, pe 77, ca să te obișnuiești că asta va fi o practică de acum, din începând la 5-a. Trebuia să fie făcută, să te obișnuiască învățătoarea. Cred că am făcut o greșeală. Cred că ai făcut o greșeală. Încep să vezi. Așa este. Nu legat de asta. La rezultatul ăsta, 600... Așa. Așa, că eu am simțit, cred, dar așa sunt acolo. Nu, e 69.716.946, 677, nu 600. 677. Că eu am făcut... Am înțeles acum, da, gata, te-am înțeles. Ne apropiem. 700, ai zis... Încă o dată 69 de miliarde, 677 la final, în rest e la fel. 677. Așa. Că bine. Știți că i-am făcut fără a gata, și gata. La sfârșit mi-a dat un număr plus 77 și l-a lăsat tot ăla. Și am uitat să dăm 77. Bun, acum că scădem pe 77 se justifică din ambii membri. Și bine, A ori 77 de 1700. Altă greșeală. A, nu, e corect. Egal. Deci, cum ați spus? A ori 77 de 1700. A ori 77 de 1700. Egal. Egal. Și dacă scădem pe 77 și din stânga și din dreapta, în stânga nu mai este 77, că 77 minus 77 va face 0. Da. Ai scrie tu așa ca să înțelegi. Deci plus 77 care era, minus 77, ca să înțelegi bine. Am scris A ori 77 de 1700 plus 77 care era înainte. Da, minus... Minus 77 că scădem noi. Plus 77, minus 77. Egal cu 69 de miliarde. Spune tu numărul ăsta, că eu numai... 69 de miliarde, 716 milioane, 946 de mii, 677. Da. Minus 77. Că lăscădem și din stânga egalului și din dreapta. Știi, acel 77, pune-l cu altă culoare. Că am scăzut pe 77. Îl pun într-un cadran verde. Deci minus 77 și din dreapta și în dreapta. Și după da. Numărul ăla lung, minus 77. Da? Ca să înțelegi că noi l-am scăzut. Și din, dacă nu înțelegi, eu insist mai mult ca să înțelegi, să-ți fie foarte clar. Am înțeles. Deci noi, pe 77, care era... Noi aveam așa, A ori 77 de 1700 plus 77, da. Egal cu numărul ăla lung. Da. Și acum am spus că cam etapă de lucru, scădem pe 77 și din stânga și din dreapta. Deci da. Ai zis în continuare, după plus 77 în stânga egalului, ai spus minus 77 și am spus să-l pui cu altă culoare. Și l-ai pus, da. Nu? Da. Și acum egal cu numărul tot lung ăla și minus 77 cu altă culoare. Cu aceeași culoare cu care ai făcut în stânga. Da? Deci. Și acum, în partea stângă, 77 minus 77 face 0. Și rămâne A ori 77 de 1700 egal cu 69 de miliarde. Arde. 69 de miliarde, 716 milioane, 946 de mii, 677. 607, dar scădem pe 77. Din numărul ăsta lung scădem pe 77 ăla, cum am făcut în stânga. 600. Asta e, 600. Cum era la început. Așa, 600.
Ei, și acum ar trebui să împărțim asta la... La cea. Dar mai întâi putem egalitatea asta, că nu mai avem o adunare, în stânga e numai mulțirii, în dreapta este un număr, putem împărți totul printr-o sută. Deci putem să împărțim și în stânga și în dreapta printr-o sută. Adică tăiem două zerouri la Vreau să fac o mulțire 77.700, da? Și două zerouri de la celălalt. Deci e o poantă foarte interesantă. Când nu mai avem scăderi și avem numai mulțiri, și în stânga și în dreapta, din nou se poate face operația asta. Cum la adunare adunăm sau scădem, și la mulțire putem împărți sau înmulți egalitatea prin același număr, că ea nu se schimbă. Așa, printr-o sută împărțim repede. Două zerouri de la stânga, la șapte, și rămâne doar 777, și două zerouri la dreapta. De la numărul la lung. Deci, acum facem. Da. Deci, nu facem împărțirea mare? Nu facem împărțirea, o mai micșorez numărul. Prin mișcarea asta eu mai micșorez numărul, mi-e mai ușor. Fac împărțirea mai rapid în felul ăsta. Ca să nu duc, zerourile după mine, că este pierd timp. Ce îi pot face la prima vedere este o împărțire foarte importantă aici, printr-o sută și stânga și dreapta, și atunci a rămas aur 777. Deci, Au a 700. ori. A 777. Ori 770. Ori Da. 77.700. Nu-i 77.700. Dacă am tăiat două zerouri, au rămas A 770. 777. Atât. Egal. Citește numărul care a rămas în dreapta acum după ce am tăiat cele două zerouri. Stați că l-am pe cealaltă pagină și 69 de miliarde 716 milioane 946.006. Deci am tăiat de cele 29 și nu mai rămas miliarde. Nu mai rămas miliarde. Ia să vedem ce a rămas. Stați puțin să-l scriu. Îl scriem și până îl citim. Da. Fără alea două zerouri. Da, fără alea, stai, 69, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 7 milioane, Deci câte 697 de milioane, 169.466. Păi hai să luăm de la, să împărțim câte trei. Prima grupă de trei la sfârșit e 996, da? Ce? Păi cum era înainte? 69 de miliarde, 716.000, parcă așa ai spus, nu? 946 era? 949, 6. 946 și 6. Și încă un 6, da? Da, Îți doi 2 de de 6 șase? avem acum. Așa. Și încă un 6, Da. corect. Eu am pus un singur 6, greșeala mea. A, Și da. atunci, iată, acum, dacă îl împărțim, așa ai spus tu bine, 697 de milioane, 169.466. 169.466. Corect. Perfect. Împărțim la 77? Ei, acum trebuie să împărțim la 777, nu? A va fi egal. Da. Deci, fiindcă A era mulțit cu ăsta și ăsta e rezultatul, acum pentru a găsi unul din factori, împărțim rezultatul înmulțirii la factorul cunoscut. Deci A va fi egal cu Ai calcul 6 697. de milioane 169.000 da, 169.466 și scriu deoparte, a împărțit la 777 și scriu deoparte Da. împărțirea să văd cât dă. Sper să o fac corect, să fiu atentă, fiindcă dacă greșesc ceva trebuie să mă întorc. Așa. Și mult. Deci 697 de milioane, 169.466 împărțit
La 777. Da. Luăm trei cifre. Da. Adică le luăm pe luăm 697. Da, 697. Și normal că ar merge odată. Nu? E 777. A, nu. 697 e mai mic. Cred că doar de două ori. Nu, atenție. 697 față de 777. Da, e mai mic. Mai mic, atunci luăm încă o cifră. 3. Deci am luat 3, luăm 4. A, dumneavoastră ziceați de încă o cifră. A, am înțeles. Deci încă o cifră. Eu ziceam să pun la rezultatul 1 și... Nu a, poți pui 1. A, nu, n-aș putea, că e mai mare și... Nu, am înțeles. Ai înțeles, da? Da. Deci fiindcă cele trei cifre pe care le luăm în discuție formează numărul 697, iar acesta e mai mic decât 777, suntem nevoiți să mai luăm o cifră. Să luăm 6.000, să construim numărul 6.971. Da. Deci plecăm din start cu, punem deasupra punctules la 4 cifre, da? Și acum cam de câte ori să meargă? 8 sau 9. Așa, 8 sau 9, foarte bine. Ca 7, primul 7 a sutelor în 69. 7 ori cât fac 60 și? Ori 9 și dă 63. Ne ducem cu 9. Ne ducem cu 9 și o vedea dacă depășește. Și acum zicem. Nu, eu zic că nu depășește. Nu depășește. Nu depășește, ai dreptate. O să dacă pune 10 prea mult. De 10 nu putem pune. Niciodată nu putem pune 10. A, doar 1. Deci cu o singură cifră. Noi cifre, 10 format din două cifre. Da. Deci maxim cu putință, ca mod de încercare, maximul e 9. Numai 9. Mergem mai departe. 10, 9, 7. 9, 7, 63. Scriu 3, țin 6 în minte. Sub 1, 3 sub 1, da? 3 sub 1. Sub 1, da. Corect. 9, 7, tot 63 și cu 6 din minte 69. Scriu 9 sub 7 din 6 în minte. Și iar 9, 7, 63 și cu 6 din minte 69 și scriu sub 69. E mai mare. Și de puțin e mai mare, n-avem ce face, ne ducem de 8 ori. Da. Am spus eu că, dar dacă făceam un pic de analiză mai multe, 7-9-63, 7-9-63, venea 6 la lângă și vedeam că e 69 și atunci vedeam, puteam să spunem că de 8 ori. Da, hai, ne-am păcărit, nu e nimic, reluăm. Așterg 9, 8 și eu care credeam că vine la fix, adică pe aproape așa, 8, uf. Și din nou, 7 ori 8, nu, 8 ori 7, 56, scriu, stați să pun 4 puncte, 56, am zis 6 sub 1. Da. Și scriu, și țin 5 în minte, 8 ori 7, 56 și cu 5 din minte, 61, scriu așa. 1 sub 7, țin 6 în minte și 7 ori 8, 56 și cu 6 din minte, 62. 62, corect. Să șterg acum ce am făcut aici și tragem linie și zicem 1 minus 6 nu se poate, ne împrumutăm. 10 minus 6, 4 și cu 1, 5. Aici ne-am împrumutat, ne-a rămas 6 minus 1, 5. Aici nu ne-am împrumutat și avem 9 minus 2, 7. Și aici 6 minus 6, nimic. 755. Trebuie să urmărim repede dacă restul e mai mic decât împărțitor. Da, e mai mic. Bun, e corect. De fapt, cum n-a mers, cum cu 9 l-a depășit, acum cu 8 trebuie să fost mai mic și într-adevăr așa este. Da. Și ce facem acum? Acum îl coborâm pe 6. Da. Îl coborâm și punem punctuleț. Punem punctuleț, da. Că l-am luat și... Sigur că neapărat e numărul lung și pe urmă greșim. Și acum dacă...
Cred că de 7 sau 6. Ca 7 în 75? Oh! Data trecută era 69, ți-amintești? Și da. Am pus de 9 ori. Acum ai 75. Am adică pus de primii 20. Deci merge de 9 ori. Deci cum am analizat, eu așa am văzut. Știi că data trecută noi am încercat cu 9. Da. Și încercând cu 9, aveam de împărțitul, înainte de 6, 6.971, știi că acolo ne-am oprit. Da. Dar acum la rest s-a creat, s-a construit 7.556, care e mai mare decât 6.000 ăla dinainte. Da, și merge de nou, eu mă gândeam. Corect, că... corect. Deci așa ne atent, ca să nu pierdem timp. De 9 da, ori. Da, și nici nu avem de alege, cât 9 atât. Sigur că da, sigur. Maxim. Că 8 deja l-am folosit, așa că 9. Nu. Și avem... 8 ar fi prea puțin. Da. Da. Deci 9 maxim cu putință. Și acum zic 7 ori 9. 7 ori 9, 63. Scriu 3 sub 6, țin 6 în minte, 9, 7, 63 și cu 6 din minte 69. Scriu 9, țin 6 în minte, 9, 7, 63 și cu... 69. 69. Da. Tată, mai aveam ce... Nu mai aveam în minte. Oh. 69. Și a ieșit 6.993. Corect. Trag linie și scad. 6 minus 3, 3. 5 minus 9 nu se poate, ne împrumutăm. 10 minus 9, 1. Și cu 5, 6. Da. Aici nu putem să scădem, așa că ne împrumutăm o dată la 7 și zicem 10 minus 9, 1 și cu 4 care ne-a rămas 5 și aici ne-a împrumutat, ne-a rămas 6 minus 6, nimic. 563. Bine. O, avem de coborât. Avem de coborât pe cine acum? Pe 9. Pe 9, corect. Și acum zic că ar merge 7 sau 6. Nu, 6. Da. Când a fost cu 8 de-am încercat, cu 8 ne-a dat 6215, parcă, sau 16 ne-a dat când am luat cu 8. Și noi avem acum 7500 și nu știu cât. Cred că ar merge un 7. Aș încerca cu 7. 7 ori 7, 40. Încercăm 7, dar eu zic 6. 7 ori 7, 49, 7 ori 7, 49, 7, 49 și cu 5. Cred că merge. Ia să vedem. Deci începem cu 7, da? Și avem 7, 7, 49, scriu 9, țin 4 în minte, 7, 7, 49 și cu 4 din minte, 53, scriu 3, 5, 5 în minte și 7, 7, 49 și cu 5 din minte 4, 54. Vai, ce fel a dat. Deci s-a încadrat, nu? Da, s-a încadrat. Bun. 5493. 5439, pardon. Corect. Și să scădem? Tragem linie, scădem 9 minus 9, nimic, 0, 3 minus 3, 0, 6 minus 4, 2, 5 minus 5, nimic, 200. 200 la rest și bun restul ăsta, că e mai mic decât împărțitorul. Bun, restul acesta este mai mic decât împărțitorul și acum îl scădem pe 4. Coborâm pe 4. Coborâm. Stați, eu beau puțin apă. L-am coborât pe 4 și da. Acum trebuie puțin mai mic numărul, nu chiar așa mare, că avem 2004. Sigur că da. Ca 7 în 20. Dacă aș avea 3, dar 3 ar trece 21. 2. 2. Neapărat 2. Obligați. 14 și... Da. Și scriu la rezultat 2, că după aia... Stai să văd, începem să avem rezultat, să mă uit dacă coincide cu aul de acolo. Da. Coincide, da, până aici?
Foarte tare, foarte tare. Dacă reușim să nu greșim la împărțire, este minunat lucru. Foarte important. Suntem tari. Da. Ce avem? Suntem 2. A, da. 2, 7, 14. Scriem 4, ținem 1 în minte. 2, 7, 14. Și cu 1 din minte 15. Scriem 5, țin 1 în minte. 2, 7, 14. Și cu 1 din minte 15. 1554. Oare ar fi mers 3? Nu, nu, nu. Nu merge 3, că am vorbit. 3 depășea. Da. Facem scăderea fără nicio emoție, pentru că, în mod sigur, e mai mic restul. Ne vom convinge. Ok. 4 minus 4, 0. 0 minus 5 nu se poate ne împrumutăm. Nici aici nu putem ne împrumutăm dincolo la 2. Și zicem 10 minus 5, 5. Plus 0, tot 5. Aici la 0 ne-a rămas 9. Minus 5, 4. Și aici de la 2 ne-a rămas 1, minus 1, nimic. 450 este, restul acesta 450 este mai mic decât împărțitorul, deci este bine. E corect. Coborâm pe Coborăm pe 6. 6. Da. 4506 și ar fi ca 7,45. La 7 ne-au dat 54 acolo, 5439. Ne uităm în urmă, știi? Când am mulțit cu 7,45. 7, ne-au dat așa. Acum e De 4500, șase ori. cred că de câte ori? De? De șase ori. De 6 ori, Așa, cu 6, ca 7, 7,45. 42. Nu merge de 6 ori. Când mai vine, când mulțim 6 ori 7, 42, 4 și cu 4, 10, acela se va aduna la 42, 46, se depășește pe 45. Da? O să vezi, vrei să încercăm să... Eu așa zic că îl depășește 6. Încercăm atât. Vrei să încercăm cu 6? Gata. Eu am văzut că nu merge, dar tu spui să încercăm. Hai, te rog. Să scriu pe 6 ori altceva, 7. în caz că nu merge, scriu pe altceva. Și avem 70, 777. Deci am zis de 6, nu? 6 ori, da. 6. Ok. 6, 7, 42, scriu 2, țin 4 în minte, 6, 7, 42 și cu 4 din minte 46, scriu 6, țin 4 în minte, 6, 7, 42, 60, da. Ai văzut? Aici am văzut eu. 42 și cu 4 dinainte fac 46. Deci de aceea am spus că merge de 5 ori. Să vedem de 5. Scriu 5 la rezultat și zicem 75, nu, 5 ori 7, 35, scriu 5 din 3 în minte, 5 ori 7, 35 cu 3 din, și cu 3 din minte, 38. Da. Scriu 8 din 3 în minte și 5 ori 7, 35 cu 3 din minte, 38. Da, e mai mic, e bine. Să facem scăderea. Tragem linie, facem scăderea 6 minus 5, 1, 0 minus 1 se poate, ne împrumutăm. 10 minus 8, 2 cu 0, 2. Aici ne-am împrumutat, nu putem scădem, așa că ne mai împrumutăm o dată, 10 minus 8, 2 și cu 4 care ne-a rămas de la 5, 6. Și aici la 4 ne-a rămas 3, minus 3 nimic, restul 621 este mai mic decât împărțitorul, deci este bine. Corect. Și Și să facem, coborâm în să coborâm pe 6 următor, da. ultimul 6 și terminăm. Să văd dacă coincide. Merge de 8 ori. Șapte ori, optzeci. Aștept! Eu puteam să mă uit și să zic de câte ori. Da. Bine că nu te-ai uitat. Bine că nu te-ai uitat. Bine că nu te-ai uitat, că asta mă bucur cel mai tare. Cel mai tare mă bucur pentru că dacă l-am făcut natural, like, mai ghiștiu, ca și cum l-aș fi făcut eu, l-ai făcut și tu. Deci ne-am întrebuințat la împărțirea asta. Și asta este rostul egheșițiului. Deci pentru noi este foarte instructiv. Așa că merge de 8 ori și știi și eu puneam de 8 ori pentru că mă uitam, trebuie să se încheie egheșițiul. Și 7 ori cât se facă cu 6 la sfârșit? 7 ori 8. Da. Deci 7 ori 8, 56, 6 și Da, 5. deci 8. 756, scriu 6, țin 5 în minte, 7856 și cu 5 de minte 61, scriu 1, țin 6 în minte,
Stați că de la fel. 8 ori 7, 8 ori 7, 56 și cu 6 diminute, 62. E, hai să spun că am descoperit că A este egal, citește-l tu pe A. A este 89 de mii. Nu. Stați, ăsta e 1, 2, așa. Avem 8.972.558. Câte cifre avem la rezultat? Șapte. Număr, câte cifre? Sunt șase la mine, la tine șapte. Numărul ăsta, din câte cifre este construit? Am pus eu de la mine așa un... Am pus la ce am pus din greșeală. Da? Eu am șase cifre. Gata, am și eu 6 acum. Am pus... Stai să mă uit dacă... Da, e la fel ca dincolo. Acum e 797.258. Deci, La fel 897.258, da? Bun. Uite, îți mărturisesc un lucru. Că noi puteam ști ce lungime are numărul ăsta din clipa în care am început împărțirea. Știi tu că la împărțire noi am luat pentru prima cifră, am luat patru cifre, da? Și de acolo ne-au mai rămas câte cifre? În completare. Una pe 6, 9, una, două, trei, patru, cinci. Cinci cifre și cu prima cifră, șase cifre. Deci noi știm foarte bine ce lungime are numărul. Asta e poantă foarte precisă. Și îmi pare rău că n-am făcut analiza asta. Că în felul ăsta vedem dacă nu n-am respectat, înseamnă că n-am mai pus o cifră sau am pus una în plus, fără să ne dăm seama. Și îți dai seama că am dat tot numărul acela peste cap. Deci, încă o chestiune de o frumusețe rară. Când începem împărțirea, vedem câte cifre folosim pentru grupul acel de cifre. De fapt, am o cifră la cât, la rezultat, iar pe rând, când cobor câte o cifră și adaug, mai obțin o altă cifră la cât. Și atunci tu știi foarte sigur lungimea numărului care se formează la cât. Este vorba de prima cifră de la grupul acela cu care ai început și, pe urmă, la fiecare coborâre câte o cifră. La fiecare câte o cifră. Și atunci noi am văzut că 6, adică una, două, trei, patru, cinci și cu una dinainte, grupul de la grup, șase cifre. Și șase cifre sunt. Într-adevăr, numărul obținut, câtul este format din șase cifre. Asta constituie încă o șmecherie. Eu de mult am vrut să spun treaba asta, dar m-am tot luat cu vorba. Dar acum am descoperit că există, deci, pericolul acesta ca să adăugăm, sau mai ales când avem împărțirea unui număr mare, avem multe cifre de coborât, uneori nu se cuprinde când coborâm o cifră, dar trebuie să ne ducem cu zero la cât. Neapărat ne ducem cu zero pentru cobor, cea Da, care am coborât. asta nu. Când vedeam că nu merge, eu mai coboram una, nu punem 50. Ai văzut cât de grav? Foarte grav. Deci, când ai controlul ăsta, tu ai sesizat că de fiecare dată, după ce vedem de câte ori se cuprinde, ne uităm la rest. Asta ți-a tipărit în minte. Și trebuie să vezi dacă restul e mai mic decât împărțitorul. Și dacă eu nu puneam 0, dacă la sfârșit mulțeam, nu dădea, dar eu nu mulțeam, e corect, nu? Sigur că da, numărul era greșit, câtul era greșit, că îți dai seama. Tu, nepunând o cifră 0 acolo, lungimea cifrului, numărului era modificată și sute de mii, milioane sau știu eu ce, dispăreau deodată la tine. Că îl făceai de 10 ori mai mic. Fii atent, chiar așa. Nepunând o cifră, îl făceai de cel puțin 10 ori mai mic cât tu. Dacă nu mai pui dacă nu pui 0 acela încadrat când îți vine timpul, îl faci câtul împărțit de 10 ori mai mic. Da. Foarte tare, foarte importantă această chestie. Cel puțin de 10 ori, dacă nu de mai multe ori. În concluzie, vreau să spun că exercițiul, nu o să te aștept, dar mi-a plăcut extraordinar de mult. Extraordinar de mult. De ce? Că m-ai pus la treabă cu adevărat. Adică atât de instructiv a fost Mai numărul ăsta. îmi dați din astea că îmi place.
Da? Atât de instructiv a fost, încât a trebuit să fim cu o precizie maximă. Am mai descoperit pe traseu că într-o egalitate putem aduna în ambii membri sau scădea, fără să modificăm. Deci notează lucruri foarte importante și observații așa. Observații. Da? Observații. S-au zis senzațional, cum ne-am obișnuit. Da? Observații, că senzaționale senzaționale chestii care am, cum să zic eu, mai special, așa, este observații. Așa, 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 corect cum ai spus. Observații, perfect. Observații. Observații. 1. O liniuță. Dacă, cum să formulăm noi? Formulează tu, că formulezi mult mai frumos decât mine. Nu îmi vine în minte tot timpul. Cum ar fi să... Într-o egalitate, o egalitate, că avem stânga, dreapta, ceva în stânga și ceva în dreapta, da? Într-o egalitate... Deci, dacă... Sau într-o operație. Nu. Ai vrut să spun, mergi cu dacă acela al tău. Dacă adunăm sau scădem în ambii membri a unei egalități un număr, egalitatea nu se schimbă. Foarte tare. Cu dacă. Mergi cu dacă. Dacă adunăm. Da. În paranteză scădem. În paranteză scădem. Adică dacă adunăm sau scădem. Adunăm, da, sau scădem. Sau da. Scădem. Dacă adunăm sau scădem un număr. Un număr. În ambii membri. În ambii membri. Ai unei egalități. Nu? Ai unei egalități. Rezultatul sau... Încă o dată citește că... Dacă adunăm sau scădem un număr în ambii membri ai unei egalități, rezultatul... Egalitatea nu se schimbă. Egalitatea nu se schimbă. E rămâne la fel. Nu se schimbă și să încadrez frumos să-mi sară în ochi când deschid cartul. Așa. Deci dacă adunăm să scădem în ambii membri în egalitate și ajungem, egalitatea nu se schimbă, da? Da, dacă adunăm să scădem un număr în ambii membri ai unei egalități, așa, egalitatea nu se schimbă. Se mai sublinez acum și gata. Și doi, a fost și cu mulțirea, parcă. Asta, puțin. Vrei să spuneți de cele 0? Acolo când am tăiat zerourile. N-am împărțit cu 100 în ambii membri. Atunci când am... Da? Deci merge și cu mulțirea sau împărțirea. La fel. Deci scriu. Dacă, doi, a doua observație. Dacă. 1 roman, 2 roman. Așa. Dacă avem... Dacă înmulțim. Paranteză, împărțim. Dacă împărțim. Sau... În paranteză, împărțim. Împărțim. O egalitate. O egalitate la 100? Nu la 100, cu un număr. Poți fi și 7 și 9, orice egalitate. Număr. Da? Deci dacă mulțim sau împărțim o egalitate la orice număr. Da. La orice număr. Da. Egalitatea nu se schimbă. Da. Deci egalitatea nu se schimbă. Egalitatea nu se schimbă. Eu aș vrea să facem un pic de antrenament aici ca să înțelegi și mai bine.
Adică să mai facem o... Adică niște greșițe, cunosc, aplicații, da? Da. Exemple, să zicem, la ceea ce am vorbit. Să scrie exemple și să rezolv. Exact, așa, exemple. Stați să vă arăt cum am făcut. Imediat. Gata. Deci dacă îți vreau să scădem în E, foarte bine, corect, corect, ca să apară foarte bine, să rămână în minte asta. Și acum, prin exerciții, sigur se fixează. Ce spune mai? 6 egal cu 2 ori 3. Exemplu. 6. Am mai făcut asta. Lasă așa. 6 egal cu 2 ori 3, da? Și acum scădem un 4 în ambii membri. Minus 4 și în stânga și în dreapta. 4, deci 4. Deci, și vine 6 minus 4 și 4 îl scrii cu o altă culoare. Dar de ce minus 4? Scădem alt număr ca să poată să facă scăderea. 5 e bun, dar nu poți zic 6 minus 7 deocamdată pentru tine, e mai greu. Da? Deci 6 minus 4 e, da? Egal cu 2 ori 3 minus 4. Deci am scăzut pe 4 și în stânga și în dreapta. Da. Și acum, dacă echivalent, facem calculul. Echivalent cu 6 minus 4 cât este? 2. 2. Egal cu 2 ori 3 este 6. 6 minus 4 egal cu 2. 2. Deci egalitatea s-a menținut. Deci am avut o egalitate, am scăzut același număr 4 și în stânga și în dreapta și egalitatea s-a menținut. Nu e nicio filozofie. Ia să vedem o altă exercițiu. Luăm tot, să spunem, 56. A, mai mare. Da, luăm așa, 56 egal cu 7 ori 8, nu? 7 ori 8. Da. Și acum să adunăm în ambii membrii același lucru. Și în stânga și în dreapta. Adună adică, tu ce vrei. Adică să facem 56 este egal cu... Nu, nu. Scădem din egalitatea aceeași. Pui o bară. Mai în stânga dumneavoastră. Așa? Așa. Mai. A, gata. Pui o bară și spui cât scădem. Ce număr scădem? Adică 56 minus un număr oricare? Da, un număr oricare. Nu dintre 7 și 8, oricare. Oricare. 56 minus 55. 55 minus 55, adică scădem 55 și din stânga și din dreapta. Da, și vine 56 minus 55. 56 minus 55 este egal cu 1. 7 ori 8, egal cu 7 ori 8. Egal cu 7 ori 8 plus 1. Minus 55. Minus 55. Și atunci să vedem ce devine. În stânga face 1 și în dreapta, dacă facem calculul, 56 minus 55 face tot 1. 1 egal cu 1. Da? Deci, la o egalitate, așa, ai scăzut 56, ai găsit 56, deci 1 egal cu 1. Foarte bine. Corect. Deci, hai să adunăm acum. Să-i adunăm, că numai cât am scăzut. Hai să adunăm un număr. Descriu din nou, 56 egal cu 7 ori 8. Deci 56 egal cu 7 ori 8. Și acum să adunăm. Adunăm orice un număr. Orice număr vrei să adun. Scriu, trag o bară. Da. Zic plus 56 plus... Orice număr. Cât? Plus 6, sigur că da. Și atunci, egalitatea de tine. 56 plus 6. Nu? Așa devine. 56 plus 6. Egal cu 7 ori 8 plus 6. Plus 6.
Și la calculul care se face în stânga, face 60 62, 62, 62 egal cu 62. Gata, am înțeles. da? Deci dacă ai egalitate, poți să scazi sau să aduni un număr, că egalitatea nu se schimbă. Asta e foarte clar. Hai să rezolvăm următorul exercițiu. Scrie așa. 2x 2x. plus 10 egal cu 14. 2x plus 10 egal cu 14. Noi trebuie să X-ul e aflăm 2. x-ul egal cu cât? Cu 2. 2. Așa este. Dar să facem calculul. Zice că nu știm. Și Păi atunci facem... Păi scădem facem în 10. 14 minus 10 Păi așa. și, Dar ca și să facem înțelegi 4, mecanismul. 4 Okay. împărțit la 2, x2. X egal cu 2. Asta știi de învățătoarea spune așa, că în adunare și nu știu și rezultatul știi, unul din termeni egal cu, din rezultatul de 2x, era eu ca o poezie. Eu acum vreau să scăpăm de poezia aceea. Și vreau să te duc pe un teren care să însemne, așa ar fi trebuit și învățătoarea, în loc să spună poezia aceea, trebuie să spune, scădem din ambii membri pe 10, minus 10. Și în stânga, pune o bară, și spui că scădem și din stânga și din dreapta pe 10. Și atunci exercițiul devine 2x plus 10 minus 10 egal cu 14 minus 10. Și acum 10 minus 10 asta face 0, nu? Da. Și rămâne 2x egal cu 14 minus 10. Deci Cât face 14 minus 10? Face 2x este egal cu 4. 14 minus 10 este egal cu 4. Și acum X. 2x egal 4 și scriu x egal 4 împărțit la 2. Da? Și egal X cu este 2. 2. X egal cu 2. Cum ai spus tu înainte? Însă eu insist pe varianta asta pentru că așa se va întâmpla în foarte multe exerciții în care vom face operația asta din ambii membri același lucru, adunăm, scădem, da? Și nu mai avem formularea dinainte la învățătoare. Aceea este ca pe o poezie, ți s-a întipărit foarte bine, corect în minte, că unul din termenii adunării, dacă știu rezultatul adunării, înseamnă scădem de rezultat, din sumă, celălalt termen și îți dă, asta e poezia. Dar acum, hai să mai insistăm. Zi așa, 7x plus 7 plus 7x plus 10. egal 17. Nu, 7x plus 10 Da. este egal cu 2x, adică 2 ori x, da? Să înțelegi că când zic 7x înseamnă 7 ori x. Tu înțelegi asta, da? N-am mai spus punctul acolo, dar se subînțelege că e vorba de mulțire. Egal cu 2x plus 14. Să se afle X. Cât să dea în ambele părți la fel. Aici e panta. Apoi eu aș lua pe încercat. Aș lua pe Încercări. Dar dacă încercat. e un număr foarte mare, cine știe când ajungi tu? Pierde mult timp. Prin N-aș încercări. lua de număr așa mare. Dar nu știi cum să te duci la un număr mic care să fie acela deștept. Că de aceea avem manevrele astea. Acum, o să scădem din ambii membri pe 2. Între 7x și 2x, care este mai mare? 7. 2x. 7x, pardon. 7x. 2x mai mic. Scădem din ambii membri minus 2x. Deci scădem și din stânga și din dreapta pe 2x.
Și atunci e greșit ce devine. 7x minus 2x, îl pun vecin acolo, nu-l las la sfârșit. 7x minus 2x plus 10 egal cu 2x minus 2x, să fie unul egal altul, 2x minus 2x, dar pe minus 2x îl subliniem. Ca să înțelegi că l-am scăzut din ambii membri. Plus 14. Și acum, 7x scăzut 2x, 7 mere minus 2 mere. Stați puțin că eu scriam așa. Deci acum, ce ați spus? 7x minus 2x, când stânga se află 7x minus 2x. 7x minus 2x. 7 egal cu 5x. E așa. Deci de dedesubt vine 5x plus 10, membru stâng. Plus 10. Știi că așa era, 5x plus 10 stânga, egal cu? Egal cu 2x plus 14, nu? Nu, păi 2x minus 2x s-a făcut, s-a terminat. 2x minus 2x face 0. Plus 14. Egal cu 14, sigur că da. Și acum scădem un 14, scădem un cât din ambii membri? Pe cel mai mic. Pe 5. Nu, păi, deci pe 5, 5 e legat cu x-ul, nu putem, nu legăm de el. Pe 10 din amândoi. Pe 10, sigur că el e liber, da? Termen liber. Minus 10 și ghișiți devine 5x. 5x. Plus 10 minus 10, ca să se vadă foarte bine ce e făcut. Egal cu 14 minus 10. Da. Și acum scriu de la capăt 5x. Egal cu 4. Egal cu 4. Din păcate n-am gândit bine ghișițul. Dacă în loc de 4 luam un multiplu de 5, adică 10, ca să fie 10, nu 14, pune, revin la ghișițul de la început și pune 20 în loc de 14. Păi deci reluăm ghișițul de acolo. Când a fost 14, punem 20 în loc de 14. Peste de la început, de la început? Da, 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 da. Deci n-am fost formulat bine. Nu l-am gândit. Ok. Deci în loc de 14 să fie 20. 20. Și aici 20 minus 10. Și 20 minus 10 face? 10. Așa. Și x-ul va fi egal cu? X-ul va fi egal cu... Că ați spus că 5... Ori x egal cu 10, x egal cu 10 împărțit la 2, cum știi asta? Împărțit la 2? Păi nu, împărțit la 5, pardon, la 5. Păi la 5. Așa, așa, așa. E, intervine că eu mă gândeam că x-ul va da 2, știi? Din da, motiv. 2. Deci rezultă că x egal cu 2. Îți dai seama că dacă ai fi încercat tu valori, cu 14, cum am lăsat eu acolo, puteam să lucrăm până mâine dimineață. Nu ne dă nicio valoare. Dar așa, prin șmecheria asta, mi-am dat seama că ghișițul este formulat greșit. Și m-am dus repede în urmă și mi-am dat seama că la scăderea asta, din cauza că 10, 14 minus 10 făcea 4 și 5 ori cât să facă 4, nu. Da. Trebuia să am aici la rezultat un multiplu de 5. Ori 10, ori 5, 10, 15. Și atunci am revenit și am modificat ghișiu. Deci, ideea asta că scădem din ambii membri același lucru sau adunăm în ambii membri același lucru este extraordinar de importantă. Nu mai ții cont de ce aveai înainte ca formulare, ci pur și simplu face aceste chestiuni după observația care am spus-o mai devreme, anume că putem aduna sau scădea același număr dintr-o egalitate, n-are importanță numărul, egalitatea se menține. Da. Dar noi adunăm sau scădem funcții de nevoile ghișițiului. Bunoară cum am fost ghișițiu 7x plus 10, ne mai uităm odată că asta mi s-a părut foarte interesant. Care 7x plus 10 egal cu
2x plus 20. Ai spus așa, aici n-am ce face decât prin încercări. Da. Și prin încercări, dacă exercițiul este format cu să ai șansa unor numere mici, să încerci pe 0, 1, 2, 3, 4, acolo în sfârșit, dai de capăt. Dar dacă exercițiul este formulat cu niște numere mari, n-ai nicio posibilitate să te duci spre numărul acela, decât să muncești foarte, foarte mult. De aceea, prin aceste observații care le-am făcut, fiindcă necunoscuta este și în stânga egală și în dreapta, lucru nemai întâlnit până acum, atunci ce facem? Vedem care din cele două necunoscute, adică vedem 7x față de 2x, 2x e mai mic. Da, 7x e mai mare. 7x e mai mare. Și atunci scădem pe 2x pe el mai mic, din ambii membri, și din stânga și din dreapta. Apoi, în etapa următoare, ne-am uitat la 10 și la 20, numere care nu mai au pe x. Da. Și am scăzut pe cine din ambii membri? Pe 10. Da. Și iată că am ajuns la 5x egal cu 10. Aici ne vine foarte ușor, x egal cu... Aici, de fapt, e o mulțire, cum spuneam, 5 ori x egal cu 10. 5 ori cât se facă 10? 5 ori 2. Da. Adică x va fi egal cu 10 împărțit la 2 și egal cu 5. Deci împărțit la 5 și nu la 2. Da. Eu, de unde mi-a venit în minte? Vezi ce se întâmplă la matematică? Eu nu mi-am propus să fac cu tine în seara asta așa ceva. Dar tu ai venit cu exercițiul acela. Și în momentul în care am împărțit printr-o 100... Deci acolo e momentul acela frumos al exercițiului, că altfel trebuia să fac împărțirea la 77.700. El dădea. Deci finalul, să știi că același rezultat. Dar au, mai mult. Munceam mai mult. Aveam de coborât mai mult acolo, că munceam și cu zero și nu știu ce. Era o muncă fără rost. Da. Și de aceea am văzut mai întâi să simplificăm, să împărțim prin 100 și în stânga și în dreapta. Întâia două zerouri, că asta înseamnă să împarți printr-o 100. Când înmulțim, adăugăm o 0 sau 2 sau 3, depinde când mulțim cu 10, 100, 1000, nu? Și când împărțim, tăiem. În momentul acela în care am început împărțirea, repet, împărțirea mi s-a părut foarte, foarte, foarte interesantă, că am învățat din această împărțire niște lucruri importante. Ce lucruri ai învățat? Că știi lungimea câtului, știi câte cifre are câtul când da, pleci din start. După ce coborăm prima dată, știm că acolo am coborât prima dată 4 cifre. Și după aia mai aveam încă, după, mai aveam 5. Corect. Și cu cea care deja 6. Asta e esențial. E esențial la împărțire. Deci tu știi, dacă, înainte de a te apuca de împărțire, tu stabilești lungimea numărului. Poți să o scriu ca senzațional. Foarte important. Scriu-o, te rog. Da. Dar nu știu cum să formulez. Păi, exact cum facem în practică. Cum facem cu cuvintele tale. Da. Eu... Așa, spune cu cuvinte tale. Înainte de a începe, înainte de a obține câtul unii împărțiri, chiar așa spune, înainte de a obține câtul unii împărțiri, deci, înainte de a obține câtul înainte de înainte de a obține câtul unei împărțiri. Câtul unei împărțiri. Unei împărțiri. Da. Deci înainte de a obține câtul unei împărțiri. Voi stabili din câte cifre este forma câtul. Așa, voi stabili numărul cifrelor de la cât.
De la câtul împărțit, la rezultat, da? Voi stabili numărul cifrelor de la început? Numărul cifrelor de la rezultat. Cifre de la rezultat de stabilești, da? Voi stabili numărul cifrelor de la rezultat. Cum a fost noi rezultatul împărțirii, câtul împărțirii, da? Că, da. Așa și înainte de a obține câtul unei împărțiri, voi stabili numărul cifrelor de la rezultat. Voi stabili numărul cifrelor acestuia. Că ai spus câtul împărțirii, nu știu, numărul acestuia. Acestui număr, al câtului. Voi stabili numărul cifrelor acestuia. Era o suprapunere, același lucru. Deci, spune încă o dată, înainte de a obține câtul unei împărțiri, voi stabili numărul cifrelor acesteia. Și acum, dacă vrei să concret cum faci, ai văzut cum s-a făcut în chestiunea anterior. După ce ai stabilit grupul de cifre pentru start, o să fac o schiță ca să... Așa. Iau același număr, dar nu fac tot împărțire, să vă arăt la final ce schiță fac. Asta vă arăt. Deci 69 de cățaluni, miliarde. Da. 716 milioane. 9, 2, 3. Adicem. 1, 2, 3, punct, 1, deci 6, 6, 6. Și acum voi face o schiță. De ce numărul așa de mic? Adică pentru primele 4, ci pentru primele 4 care le-ai pus punctuleț deasupra. O să vedeți acum. Stați, împărțit la cât aveam? 777. Iau 4. Și pentru patru pune o săgeată până la 8, adică pentru primele 4. Bun, te las că mă bucur tare mult că ai inițiativă și drăznești tu. Și propui tu. Gata. Imediat. Așa, foarte tare. Îmi place foarte tare. Deci ai pus o cifră. De aici am luat deja 4 cifre. Așa, 4 cifre. Așa, te-o... 4 cifre. Așa. Și cine 4 cifre? Ți-o dat, ți-o dat o primă cifră. Și ți-o mai rămas 5 cifre. 5 corect. Plus una care am luat-o deja. Corect. Corect. Foarte, foarte, foarte tare. Foarte, foarte bine. Ei, asta înseamnă că tu ai înțeles bine. Ai înțeles foarte bine acum. Foarte. Și tu nu mai greșești niciodată. Niciodată.
Pentru că în clipa în care așa, dacă stabilești lungimea câtului de la început și spui, voi obține câtul cu 4 cifre. Păi ca 4 cifre și la sfârșit când ai obținut, ai 4 cifre, înseamnă că ai făcut bine. N-ai uitat să pun o cifră la cât. Ce ai pus? N-ai pus una în plus. Nu? Ci ai pus exact cât trebuie. Pentru că din împărțirea asta, repet, am învățat niște lucruri minunate. Ce ți-aș mai propune, ca să trecem la o altă chestiune, ți-aș propune să faci două exemple, să iei două numere, cum luam noi înainte, două numere. Ca temă? Da, ca temă. Două numere. Ca temă. Două numere. Două. Numere. Din trei cifre fiecare. Da. Știi tu poanta aceea care le mulțeai și făceai proba schimbându-le poziții și împărțirea la unul și la celălaltul. Deci două numere. Fiecare din trei cifre. Numere, trei cifre. No, hai să fie unul din trei cifre și altul din patru. Unul din trei cifre. Hai, unul din trei cifre și altul din patru. Să și le luăm. Hai să le luăm. Le luăm acum. 897 ori 897 4258. Bun, perfect. Și astea le mulțești, îți dă un rezultat. Le schimbi între ele ca să vezi dacă îți dă același rezultat și după aceea faci și proba. Împarți pe rând rezultatul la fiecare din ele. Da. Asta e, știi, dar e vorba de antrenament, ca să ne înțelegem. Da. Motivul acesta este antrenament și știi exact ce ai de făcut. Două numere. Bine să mă apuc afile. Hey, nu, te apuci după ce terminăm. Că vreau să mă întorc neapărat la problema de aseară, că ți-am spus dacă eu am visat-o. Și vreau să revenim. Altă rezolvare. Deci, altă rezolvare. Este o chestie care trebuie să ți-o spun dacă am visat-o, ce să fac. Cum să visați altă rezolvare? N-am cum să ți explic, aici nu pot să mai... Am un răspuns. Vă frământă mult. Da, mă frământă foarte tare problema și că trebuie să găsesc altceva. Totdeauna vreau să fac altceva decât în mod... Da, obișnuit. A dormit cu gândul la ea. Am dormit cu gândul la ea, sigur că da. De asta și m-am încât ceva să spun. Știi că am zis Doamne ajută, nu? Da. Și la începutul acestei lecții, nu știu dacă am mai zis Doamne ajută la lecția asta. N-am zis. Aseară am zis. Dar eu am tot timpul iconițele astea care stau în spatele meu și ele mă inspiră. Pentru că eu cer ajutorul Dumnezeu. Asta. Da. Asta trebuie să spun. Și tu ai. Bravo. Mă bucur mult. Atunci, așa. Doamne, să putem să facem a doua rezolvare. Așa. Să ne amintim problema, că eu mai, nu mai știu foarte bine. Ca să ne uităm, din nou la comentarii, am aici suma trei numere este 268. Al doilea număr este... Dar aș vrea să o faci pe cei care, să o facem pe cei care mi-ai propus-o tu, cu, că ai propus tu una, o problemă cu 80 și cu, nu știu, cu 160. Da? A mea, la băiatul. Ok. Da. A plus B plus C. Da. Este egal cu 268. 268. Asta e aia. A mea. Ea. Nu. A plus B plus C. Că noi tot la aia m-am dat. A plus B plus C egal 515. Da. A împărțit la 2 egal C. A împărțit la 2 egal cu C. Sau ce egal cu a împărțit la 2, da. Și B egal A plus 115. B egal cu A plus 115. A, da. Și știți că am rezolvat-o și știm cine e A, știm cine e B, știm cine e C. Da. Acum să scriu și eu din nou și să scriu cine e A. Scriu și tu, da. Deci, A plus B plus C... egal cu 515. Cu 515.
ce e asta? Deci? Îmi uit propria problemă. Da. Parcă ce e egal? Ce e egal cu a împărțit la 2? Nu, ce e egal cu a împărțit la 2 egal ce? Corect. Și B egal A plus 115. Crezi că ar fi fost greșit dacă spuneai ce e egal cu a împărțit la 2? Nu, dar așa am zis, așa scris. Așa ai scris? Corect, așa facem. Dar să știi că mai la îndemână era așa că C-ul, deci A plus B plus C fac 515, că C-ul este A împărțit la 2. Așa e mai plăcut urechii. Place mai mult urechii. Că C-ul este A împărțit la 2. Și B egal cu A plus 115. Te-aș ruga să scrii C egal cu A împărțit la 2. Șterge. Nu-i, repet, nu e o greșeală, dar pentru moment exercițiul așa se formulează ca mod de a înțelege și mai bine. Deci, adesea, în exercițiul acesta, cele trei numere, toate trei adunate, fac 515. Al doilea e mai mare decât A cu 115, iar al treilea este jumătatea lui A, nu așa? Al treilea este jumătatea lui A. Așa era. Vrei să scrii răspunsul, da? Care sunt numerele? Care e A? Bun. Că tu ți-amintești că nu se iau numele la întâmplare, ci ele se iau cu calitatea asta. Că B e mai mare decât A cu 115, că C-ul este jumătatea lui A, deci despre A poți să le iei la întâmplare, dar de acum pe B și pe C le iei în funcție de cât le-ai luat pe A și pe urmă le aduni. Deci în propunerea problemei nu iei trei numeri la întâmplare, ci și le aduna și te-a pus invers. Și din contră, tocmai iei pe A la întâmplare, iei pe B mai mare sau mai mic, depinde cum gândești tu exercițiul, cu un anumit număr, iar pe C l-ai luat jumătate, știi că gândeam noi să luăm o pătrime, parcă fusese 160 au, dacă mi-am amintesc bine, și am luat jumătatea, au fost ce au fost jumătatea 80, ce ne-a dat 80 și da. A nu știu și B nu știu cât după ce am dat 115 am adunat. În concluzie. Eu acum am să încerc să fac prin niște segmente să reprezint pe A, pe B și pe C. Deci vreți să facem și cu segmente, nu e greu? Ți-amintești că așa se făcea învățătoarea și metodă figurativă, parcă era. Da, figurativă. Ia să scrim și noi, metodă figurativă. Hai să ne amintim. Metoda figurativă. Deci metoda da, la care... Am scris aici datele, dar aș vrea să scriu pe cealaltă pagină. Așa, te duci din nou. Dar nu-i nimic dacă îmi rămân datele aici. Deci, nu, ne ducem în partea cealaltă și metoda scrie din nou, uite așa, scrie așa, ca un sistem. Mai în stânga. Da? Uite, ca un sistem așa cum am făcut eu aici. Mai, gata, gata. Da? Ca un sistem. Adică A plus B plus C egal cu... metoda. Metoda figurativă. Da, gata. Și zicem. A e un segment. Deci pe A luăm un segment, da? A e un segment. A un segment. Uite, așa și desenez. A, un segment acolo. Bun, perfect. Hai un segment. Să vedem ce se întâmplă despre B. B-ul este cât? Un segment.
Man și încă plus 15, adică este A plus 15. A plus 115. 115, nu știu. Pune-l punctat pe ăsta. Ci de la A, de la nivelul lui A, punem 115 punctat. Stânga. Da, așa, așa. Așa am zis și eu, așa. Bun. 115. Și am, și de ce zice? A împărțit la 2. Și atunci Adică jumătatea lui A. Exact jumătatea lui A este ceu. adică mai pun un segment și îl tai în două. Eu pe cel las exact atâta. Cât e A, el? Dacă e jumătate, jumătate să fie. Se vede? da, se vede. Gata. Și că toate, și toate trei adunate le pun într-un cerc și toate trei adunate egal Eu am cu făcut așa. bine și tot atât de frumos este. Corect. Eu când făceam cu metoda figurativă, făceam, nu știu cum, rezultatul împărțit la să aflu câte segmente egale sau ceva de genul. Așa ceva. Foarte tare. Adică 515 împărțit la 3 segmente Dar să-mi... nu. Nu 515. Deocamdată ne încurcă 111 ăsta. Ca să ne... Da, e Nu, nu, acolo și ci, ne... ci, ci ăsta în plus? 515. Era tot adunat. Dar avem niște suplimente aici. 115 în plus. Dacă am scădea din 515 pe 115, ne-ar rămâne numai povestea cu segmentele acestea care se compară. Deci, tu încadrează pe 115 cu altă culoare, spune 115 și ți-am zis să spui Mai punctat bine. acolo. E bine? Așa. Deci, Deci 100... 115 cu altă culoare. Da. De ce? Pentru că vreau să vedem că el era în plus la B și să scădem din 515. Acolo unde e cu segment, pe segment, acolo îi fac cu altă culoare. Da, pe 115 acolo. Gata. Și spune așa, ia să vedem dacă din B, din toată suma dăm pe 115 deoparte, din 515 dacă scădem pe 100 15, ce s-a întâmplat după operația asta? Deci dacă din 515 am dat pe 115 deoparte, despre A și despre B ce poți să spui? Că sunt egale. Și facem situația nouă. Chiar așa. Zicem, 400, nu, cum zicem, 515, 515. 515 minus 115, egal cu 400. 400. 400. Și în paranteză spune, în paranteză scrie așa acum, A egal cu B acum. Nu? Că i-am dat ce a fost în plus. A egal cu B. A egal cu B. Da. Și Păi și acum e mai ușor. Am scăpat deja. desenul arată astfel. Desenul arată. Să vedem cum arată desenul. Să facem A, exact. un segment. Da. B, la, un segment la fel ca acel segment. Și Bun. C, un jumate de segment din A. Foarte bine, da. Și Și toate trei acum adunate și toate 515. da? Câte, nu mai este 515. A, 400. 400, foarte tare. 400. Să facem, dar nu că nu se împarte la 3. Dar nu, nici nu sunt egale. Da, nu stiga legat. Nu sunt egale. Atunci să Ar împărțim numai la trebui. primele două. Da, și facem și cu ce, că toate împreună sunt. Până la Trebuie să ne vină o idee.
Atunci ori. Nu, trebuie să gândim foarte atent, adică nu facem operații la întâmplare, ci să fie concrete cu o situație care ne o imaginăm noi. Uite, hai să vedem B-ul în A câți de al de ce ar intra? În A. Deci B-ul? Nu. În A câți de al de ce? Dacă C-ul este jumătatea lui A. Păi, ia uite. Deci C-ul, îl vezi, îl știi cât e C-ul, e jumătate din A. Jumătate. Atunci, în C, câte segmente, în A, câte segmente de al de ce ar veni? A două. Două. Hai să facem, cu altă culoare. Pe C îl notăm cu o culoare și punem două segmente de celălalt, îl împărțim în două. Și la B cred că vin la fel, că acum B-ul e cât deci, A-ul. Deci scriu tot acolo unde e C. Tot pe cum erau ele, dar acum pe A l-am împărțit în două și sunt două bucăți de C. Nu? Da. Doi de C. La B este la fel. Tot doi de C. Și tot îl împart în două? Tot în două, că doar e cât A. B-ul e cât A. Uitați, fac cu verde. Așa. Și spunem, te rog, acum câte segmente de ce avem? Cinci. Cinci segmente egale. Cinci de ce? Da. Deci cinci și orice. Putem face 400 împărțit la 5. Asta e. Și pe cine l-am găsit dacă face 400 împărțit la 5? Găsim 80, care 80 înseamnă... Ce-u? O simplă operație. Am pus mâna pe ce deodată. 400 împărțit la 5 segmente de ce? Așa. Ca să înțeleg și eu ce împărțesc aici. Bun. Egal 80 în paranteză ce? 80 egal ce? E, și de aici... Am putea să cotim. N-am putea. Deci B-ul e la fel ca A-ul. Nu, dacă l-am găsit pe C, dacă l-am găsit pe C care e 80, cât este A-ul? Păi A-ul parcă am zis că n-am dat legi. Nu. A-ul cât este? 2 de ce? 2 de ce? Da. Vedem pe segmente. Deci... Aole, 160. Sigur că da. Au egal cu 2C egal cu 160. Iar B-ul? 80, stați puțin, 80 plus 80. 160A. 160A, păi B este 160, adică A plus 115 și dă 275, cum era? Plus 115 și egal cu 275. Da. Hai să vedem. Vreau să transmit bucuria asta a lucrurilor prin metodă figurativă, este spectaculoasă situația asta. Deci, un moment de acela de inspirație, când am zis, dau deoparte ce e în plus, bucățica aceea care era la B, este momentul de start, extraordinar de important. Și acum, noua situație care s-a creat, și al doilea, momentele importante ale raționamentului, prin metoda figurativă, sunt acestea. Te rog să le spui. Ia să văd. Deci. Puteți să mai spuneți atât că s-a întrerupt. Da. Deci. Hai să vedem exact cum am procedat noi.
Am făcut reprezentarea, am figurat numerele, după cum a sus problema. Am făcut, nu? Am figurat, am arătat conținutul problemei. Am arătat cine iau, beu și ceu. Și am sesizat că am ceva față de adunarea toată, am ceva în plus. Acel 115. Da. Și am scăzut. Deci, din metod, prin reprezentare... 115, am scăzut 115 și ne-a dat 40 și am făcut... 400. Am aflat că A și B sunt egale. Așa. Scăzând asta, A și B au devenit egale. Da. Și noua situație am figurat-o. Deci după ce am dat ce-a fost, am figurat-o. L-am împărțit pe A în două, adică ce și ce, și pe B la fel, că este egal cu A. Și ne-a dat... Este extraordinar. Deci segmentul A l-am reprezentat cu segmentul C, pe B tot cu segmentul C. Și în clipa asta am sesizat că avem 5 segmente de lungime C, de al de C, cu alte cuvinte, și printr-o simplă operație de împărțire a lui 400 la... 400 la 5 segmente de C, 80 l-am aflat pe C și apoi de acolo tot problema curge foarte bine. Deci, două sunt momentele importante. Vezi, eu vreau să atrag atenția acum că în elaborarea raționamentului prin metodă figurativă am avut mult mai șanse mult mai mari. Că s-a și văzut. A participat și ochiul la asta. Deci nu numai în momentul în care am făcut problema pe varianta cealaltă era abstract. Nu pipăiam. Nu simțeam problema. Pe când prin metodă figurativă am avut șansa asta de a vedea că într-adevăr B-ul e mai mare cu cât în plus. Că suma tuturor am pus-o acolo și este atât. Am scăzut printr-o simplă operație, le-am adus pe A, l-am adus egal cu B și urmărind noua situație, am sesizat că am o șansă, al doilea moment foarte important, o șansă imensă am avut, că C-ul au să reprezenta ca două segmente de mărimea lui C, B-ul iarăși ca două segmente și în total s-au făcut 5 segmente. De aici o curs raționamentul foarte bine și o simplă împărțire ne-a dus direct la C. Nu? O simplă împărțire ne-a dus direct la C. Hai să notăm așa, momente importante ale raționamentului. Scrie așa, momente importante ale raționamentului. Momente. Importante. Importante. Ale raționamentului. Am scris bine, s-a dus în coada la asta. Așa. 1. 1. Care a fost momentul prima care am început? Că am scăpat de 115. Asta, așa chiar, spune așa, chiar în cuvinte spune. Am scăpat de 115. Foarte bine ai formulat. Am scăpat de 115. Prin această formulare am scăpat de 115 din suma totală. A intrat în problemă, gata. Și scrie în paranteza A devenit egal cu B. A egal cu B. A egal cu B. 2. Am împărțit A și B în două segmente de C și... Da, aici, la prima chestie, când ai spus că am scăpat de 115, mai spune că în momentul după ce ai scăpat, suma a devenit 400. Foarte important. S egal cu 400, suma celor 3. Da. S egal cu 400. Și acum... Și încă ceva. Ce s-a întâmplat aici? Când ai scăpat de 115? Și A egal cu B. Foarte important. Deci când ai scăpat de 115, ai zis că suma e 400, iar tot aici menționează că A egal cu B. Asta a fost operația ta, da? Foarte important. Și acum 2. Cum A egal cu 2C,
Ai de două ori ceu, sau ceu egal cu A pe 2. Am împărțit A și B în 2C și am făcut, ne-a ieșit 5 segmente și 4 se împărțit la 5, ne-a dat C și de acolo am rezolvat tot. Gata problema, rezolvat. Deci sunt două momente cheie, două momente foarte importante ale raționamentului. Foarte importante. Am scăpat de 115, că dam plus la sumă și ne curca acolo. Suma a devenit 400. Noua situație. Noua situație. Am împărțit, fiindcă ce era o jumătate de segment, deci am împărțit A și B care erau egale. Da. Și ne-a dat 5 segmente, care a fost foarte bine. Și după ce am aflat ce, am putut să aflăm tot. Și B și A. Deci e superb. Superbă problema. Vezi, metoda figurativă, după părerea mea... Trebuie la 2. Asta. Scrie. Dar nu știu cum să... am împărțit. Nu, nu. Cum C egal cu... Chiar așa spun. Cum C egal cu A împărțit la 2. Cum C egal cu A împărțit la 2. Egal. Rezultă că A e de două ori C. Rezultă că A e de două ori C. Că dacă... Așa spune problema. Rezultă că A egal cu 2C. Rezultă că A egal cu 2C. 2C. Am împărțit A deci și C. Deci A e de două ori C. Pentru că A e de două ori C, atunci A egal cu două segmente de C. Ți-i așa. Rezultă că A egal 2 segmente de două ori segmentul lui C. Adică segmentul lui A e de două ori segmentul lui C, mai precis. Segmentul lui A e de două ori segmentul lui C, adică le-ai împărțit pe A în două. Asta vrei să spui. Nu? Da. Da? Și B-ul tot așa e egal cu A. B-ul la fel. Și atunci suma totală, 400, este de 5 ori C. Suma totală egală cu 5 C. Deci 400 este egal cu 5 C, am zis? Deci nu zic 5 C, că sunt 2 de C, 2 de C și cu C-ul de jos. Deci 400 egal cu 5 C și totul a fost rezolvat. Acum, când redactezi, să spunem că ai fi avut problema asta tu de rezolvat, în clipa în care, prin desen, faci prima reprezentare, prin desen ai făcut prima reprezentare și pe urmă spui că scap de 115, am să țin și eu minte cuvântul ăsta, cum a zis, scap de 115 și era în plus, și faci a doua reprezentare, nu ai, cum să spun, nu pot să spun decât atât, că obții notă maximă. Nu trebuie să mai spui punctul 1, punctul 2, ce am făcut noi acolo, sau momentele importante, sau dacă le scrii și pe astea momente importante, pur și simplu îți dă maximă notă. Adică faci și dovada că tu ai raționat și le explici cum ai raționat. Dar când ai arătat figurativ acolo, este suficient doar atâta. Faci prima situație de acolo și pui acolo 515, a doua situație după ce ai scăzut pe 515 și împărțind în segmente cele 5 și faci următoarea operație că 400 împărțit la 5 egal cu 80, 80 egal cu C, și A și B le spus, e perfectă redactarea. Nu trebuie să mai faci nimic. Acum aș vrea să-ți propun să te uiți, să facem paralela între metoda care am făcut-o aseară și metoda de acum. Dacă îți mai amintești metoda de aseară, a trebuit să înlocuim pe A. Metoda de aseară... A egal cu 2C. Metoda de seară e foarte complicată. Dacă mă uit acum, nu înțeleg nimic.
Am făcut A plus A plus 115 plus A împărțit la 2 egal 515. 2A plus 115 plus A împărțit la 2 egal Da, 515. vezi? Vezi? Era abstract. Și de la seară am urmărit-o foarte bine. Că am locuit pe A cu, pe, și pe C cu pe B și pe C în funcție de A și a fost, dar abstract. Pe când prin desen, aici vreau să spun, prin desen, metodă figurativă, Asta pare mult mai simplă și o înțeleg mai ok. exact, asta am vrut să remarcăm. Deci ce am făcut aseară, sigur că este corect, E corect, dar eu... ne-am dus pe varianta asta de aseară prin calcul algebric se cheamă. Calcul algebric, adică, cum? Calculând. Faptul că ai spus că suma lor, A plus B plus C. Tu ai venit cu inițiativa și eu am mers pe mâna ta. Ai zis, faptul că A plus B plus C fac 200, nu știu câte era. Că am zis noi, cine e mai mare între A și B? B au fost. Deci B egal cu A plus 100, cât au fost acolo. Asta Și că C e jumătatea lui A, au fost cele trei situații, suma lor 4, 260, cum mi-a dat elevul acela. Iar când ne-am apucat de treabă, am locuit. Pe A l-am lăsat, pe C am zis că e A, pe A împărțit la 2, B este fostul A plus nu știu cât, și acum a fost A plus A, adică 2 de A, plus A împărțit la 2, făcea suma respectivă. Și am ghicit acolo. Deci aseară am mers pe ghicit valoarea. Da, exact. Acum n-am mai avut ce să Acum zic. ne-am dus direct. N-am mai stat pe ghicit acolo. Am muncit destul de mult. Dar Că... ne împotmolisem și nu știam ce să facem și am zis, hai să zicem. Așa, ce A să luăm? Cât să fie valoarea? Da, exact. Am mai pus eu întrebarea dacă nu cumva poate să fie, mai fie o altă valoare. Ne-am dat seama că n-ar mai merit, nu mai poate să fie o altă valoare. Din toată munca aceea de aseară, rămânem cu amintirea plăcută că despre am zis că trebuie să fie cu par, mai ții minte? A trebuit să fie par ca să împartă la doi. Că Deci dacă... Da, am avut mă gândeam la un număr... eu mă gândeam să compun problema să se împartă un număr, dar nu mă gândeam că trebuie să fie par, ca să pot să... Sigur că da. Dar faptul că îi împărțit la 2 era foarte important acest lucru. Dar la metoda figurativă atât de frumos a devenit și atât de interesant încât spuneam tot gândit aseară și zic, mă, cred că pe metoda figurativă trebuia să mergem la început. Dar nu mi-a venit aseară minte, zic să... A Da, venit în vis. aseară în vis am reușit să mă gândesc la metoda asta. Vezi? Asta, de ce la matematică este lucru foarte interesant și foarte frumos. Cu cât înaintăm Alesia și intrăm în terenul matematicii, cu atât mai multe lucruri descoperim. Și acum, știi ce? Hai să formulăm o problemă, că aseară discutam să luăm pe... Mă zis noi... Ce am discutat? Am vrut să zic, am discutat ceva, nu la 2 să împărțim, ce o să fie A împărțit la 4. Yes. Am gândit așa ceva. Hai să punem noi așa o problemă cu A împărțit. Parcă a fost 80, nu? Da. Și am zis că se Nu, poate împărți și la 4. nu, nu, nu. A e 160. 160, ba, așa, perfect. 160 și 160 se poate împărți la 4. Da. Și acum să zicem așa, luăm numerele deoparte. Deci A egal cu A, știți 160. că am zis că pot și la 8? Și la 8. Vrei la 8? La 8 facem. Dar hai să o La luăm 8. la 4, că o să vezi de ce. Bine, 4. Deci A egal cu, am zis noi, 160, da? A este egal 160. B este 275 și atunci 160 împărțit la 2. C este egal 40. Și C egal cu 40, da? 40. Și datele. Și atunci, dacă le adunăm pe astea, Da, așa, așa, să le adunăm. ne trebuie suma. Să le pun una sub alta, 275, 160, 40. Pe prima coloană avem
5, 17, 375. Deci, suma este egal cu 375. Mai verific o dată, să nu greșim, că dacă... Da, așa, păi da, și bine că a greșim, problemă mare soluție. De ce 475? Da, 470, corect, corect. Păi, dar rămâne un 1. E 201 și mai este un 1, 470. Bine, corect. Și așa, datele? Da. Datele ar fi că B este A plus 115 și C este egal A împărțit la 2. Și C egal cu A împărțit la 4? A, 4. Am uitat că am schimbat. Da, am schimbat. Și acum ne apucăm de metoda figurativă. Yay! Scriu din nou metoda figurativă. Da. Metoda figurativă. Și facem exact ca dincolo, doar că avem un 4 de data asta. Deci, eu ți-aș propune să iei segmentul AU, să facem pe invers, adică luăm un C, un segment, că ăla mai mic, și pe urmă la A luăm de 4 ori. Facem de la început, știi, șmecheria în culise. Da. Da? Știi de ce? Da. Nu știu dacă, ce căițel ai tu cu de matematică sau? Da, de matematică. Oh. Hai să iei, ce o să fie din două pătrățele sau dintr-o singură pătrățe, că n-are importanță, mă rog. Așa mic? N-are importanță. Păi arată, nu arată segment. Atunci ia din două pătrățele. Ce o din două pătrățele? Scriu ce două pătrățele. Așa, să știi că n-are importanță mărimea segmentului. Așa, perfect. Iar au, știi câte trebuie să fie? Au? Da. 4. Nu. 8. 8. Asta e. Și acum știm să luăm pe A. A egal cu din 8 pătrățele. Asta e cu cei doar 6. Nu, 8. Încă... A, da, ce mare e A, a, da, ce mare e A. Așa, așa, păi, așa este. Din nou pătrățele, corect. Iar B-ul de desubt să fie cât A și în capăt îi pui punctat surplusul. Da, așa făceam și la școală. Punct, da? Punct, 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 115. Exact. Iar pe C îl facem din două pătrățele de desubt. Dați puțin să scriu, că în total dau 475. De acord, de acord, de acord, de acord. 475. Așa. Și acum zicem rezolvare. Hai, da, chiar că dincolo n-am scris rezolvare. Acum suntem foarte tari. Vale. Haideți să scăpăm de 115, că mă enervează. Așa, așa. Chiar scrie acolo. Măcar că te chiar așa scrie. Haideți să scăpăm, așa scriu. Mă enervează 115. Scrie așa ca să trebuie. Mă enervează 115. Haide să scăpăm de 115. De 115. Că mă enervează. Enervează. Da. Păi și facem 475. Așa, scriem. 475 minus 115. Unde mi-a rămas? Da. 475 minus 115. A, 360. 360. Și situația devine. Situația devine. Și figurăm. Acum A și B, în sfârșit, sunt egale.
Așa, facem situația nouă. Situația nouă. A și B vor fi egale. Chiar să scriu situația nouă. Da, 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 da. Exact. Situația nouă. Situația nouă. Sau o nouă situație, da? Noua, da. Noua figură. C rămâne tot două pătrățele. Da. Și aud. A, de data asta, e tot 8, stai să tot văd 8, 2, da. 4, 6, 8. Și B, la fel, l-am scăpat de 115. Așa. Așa. E... asta tot bine, am scris ce mai. Și acum să împărțim, C-ul este un semn din ăla mic și să împărțim A și B să aibă câte, cum să îl împărțim, stați să vă arăt cum. În două. Așa. Tot în două? Păi fiecare două, deci din două în două. Din două în două ca să faci patru, patru segmente mici de al de ce? Fiind așa. 8. Așa. Dar ce-u, încă o dată în două, știi bine? Că au trebuie să fie patru de celea, de al de ce. Că da. Ceu are două pătrățele. Și fiindcă au era de 8. Deci l-am mai împărțit o dată pe ce. Așa, pe, nu pe ce, pe A. De lungimea lui ce trebuie să fie? Ceu cât avea lungimea? De două pătrățele. Două. Păi și atunci nu împart de două ori. Deci, păi da, e de patru ori. E de patru. Ce unu, a unui de patru ori, câte ce? 1, 2, 3, 4. Păi și B e la fel atunci. Și B e la fel. Una, două, trei, patru. Una, două, trei, patru. Una, două, trei. Dar nu-mi place, vreau să fac gorila. Nu-mi place cum arată. Gata, gata. Hai, te rog, te aștept. Nu, gata. Și scriem acoladă 360 în total. Și 360 în total. Câți de ce ai acolo? În suma toată. Asta vreau să zic. Păi am... stați. A, da, 9. Și fac 360 împărțit la 9. Sigur, sigur. 360 împărțit la 9 segmente de ce? Segmente de ce? Stați să fac departe. Patru. Da, 40. Corect. Deci ce e egal cu 40? Păi și de aici aflăm. Au va fi de 4 ori, de-al de ce? Deci A este egal cu... Sunt 4 de ce? A, deci 4... 4 de ce? Deci 40 plus 40 plus 4 ori 40. 4 ori 40. Mai... Că de 4 ori ce? Și fac 160. Da, 160. Și împărăm așa. A. B este... A, adică 160 plus 115, care este 275. Și ce îl știm? Știu. Ce îl știu? E cel mai mic. Asta e poanta. Segmentul cel mai mic este cel mai deștept.
Că după ce facem așa, noi funcții de cel mai mic vrem pe fiecare din segmentele mai mari. Deci asta este ideea de bază, ce te enervai dat deoparte și în clipa asta segmentul mic este cel care intră pe scenă. El, segmentul mic, este cel care e de bază și segmentele mai mari le reprezentăm cu ajutorul segmentului mic. Da. Da? Și toată problema de acolo, numeri câte segmente mici ai în total și gata, ai problema. Oh, ce mi-a venit în minte acum. Aoleu. Ce? Da. Noi la B am spus că B este... A plus ceva. Putem zice A minus ceva. Adică spunem că cine ar fi mai mic? A e mai mic decât B. Da. Cu 115. Ha, asta e tare de tot. Te amuzi că așa se compune găștile, da? Deci... Nu, da. Nu pot zic, da. Îmi place chestia în sine, în sensul că te întrebi așa cum anume să fierbe, cum în mintea mea acum, nu? Încep să găsesc o altă exprimare, să facem o altă problemă. Așa cum ai spus tu mai devreme, nu, ieri spunea că atunci când compui o poezie, nu ți iese deodată, nu? Scrii de două ori, de șapte. Eu să fac, vai. Nu? Dar nu ieșea, să nu găseam să fac, să îmi iasă rimă. Ah, vezi? Extraordinar. Exact așa ce spui. Munceai acolo să-ți iasă rima, să găsești, să exprimi ceva, dar să fie acolo în lungimea aceea de la versul respectiv, să se încadreze cu rima, cum ai spus mai devreme. Așa și la matematică. Deci acum mi-am dat drumul așa și mintea... Nu ți-ai lucrat. Exerciții din prima. Nu, niciodată. Niciodată. Foarte greu din prima să poți compune un exercițiu. Ceva lipsește și trebuie să vezi de unde se pornește. Nu de la prima citire. Eu zic că din toată discuția noastră de astăzi, iată că s-au scurs aproape 2 ore, nu? Cât? Ia vezi tu. 2 ore și 4 minute. 2 ore și 4 minute este foarte, foarte mult. Recunoaștem un lucru. Că exercițiul acela care mi l-ai propus a fost foarte interesant. Ne-am ales cu ceva. Vreți să mai propun unul? Neapărat. Vreau neapărat. Deci de propus încă un exercițiu de acela, cât nu are importanță. Cum îl gândești tu? E povestea ta. Important este că ne-am ales cu ceva. Greu. Cât se poate de greu. Vreau. Dacă vrei să facem așa, cu ce noutăți ne-am... Care ar fi sinteza? Hai să zicem sinteza ori. Să scriem sinteza. Da? Să scriem sinteza. Sinteza ore. Zilei. Sinteza zilei. Mai bine. Sinteza zilei. Sinteza zilei.
Așa. Bun. Prima chestiune cu care am rămas de la împărțirea aceea, mi se pare foarte important. O să știm câte cifre are rezultatul. Ah, da, da. Deci aceea e minunat. Deci la sinteza zi, notează-o. Notează așa. Știu lungimea câtului la împărțire. Știu lungimea câtului. Eu? Lungimea câtului fără să calculez. Așa. Știu lungimea câtului la împărțire. Fără să calculez. Fără să calculez, da. Asta e lucrul nemaipomenit important cu care am rămas. Doi. A doua chestiune care... Câtului. Așa. Doi. Doi? Metoda figurativ. Însă, astea sunt două lucruri foarte importante. Da. Figurativă. Trei. Avantaj. Avantajul metodei figurative. Avantajul, adică în comparație cu celelalte, nu? Ai spus tu că mult mai rapid. Ai înțeles metodei. A, da. Metodei. Avantajul metodei figurative. Cam astea sunt cele trei lucruri care am rămas. Și la temă, notează ce rămâne. Deci cele două numere 897 și 4258 să le înmulțesc și apoi să schimb să văd dacă de la fel și apoi să și împart câtul. Nu, rezultatul produsului. Nu, câtul la împărțiri, spunem. Deci să împarți, da? Să împarți rezultatul înmulțirii la fiecare factor pe rând și să-ți dă cealaltă. Asta e tot o probă la pentru mulțirea aceea, dacă a fost corectă sau nu. Una. Doi, propui un exercițiu, ca așa mai propus asta și eu aștept. Și dacă timpul îți mai permite, să faci problema asta figurativă cu împărțit la 8. Că așa ai zis tu, că și la 160, da? 160 împarte la 8. Ce o va da 20 și ai șanse să faci problema. Sigur că se modifică și numărul și acolo, dar totul îți pui mintea la treabă și asta va fi... Astea sunt chestiunile care... Abia aștept, uite acum mă apuc, după ce terminăm. Uite ce mă bucur foarte tare. Uite, Alesia, nu știu dacă tu simți progresul pe care îl faci de la o zi la alta, dar eu îl simt ca unul care n-a ocupat de alta. Și mai mult curaj, îndrăznești și dacă ceva, nu-ți mai permiți să treci pe o chestiune care nu ți-e clară. Ba mai mult insist, mimica ta îmi transmite că acolo nu-i prea, nu ai înțeles ceva și că vrei să mai vezi asta și încă să mai insist, da? Și vreau să fii și mai natural. Spui, stop, aici nu mi-e clar. Nu mi-e clar și vreau să mă explicați o dată și două ori. Când noi facem un serviciu extraordinar pe filmuleț, să vede explicația încă o dată și încă o dată. Da. Ba mai mult, tu revăzând filmul ăsta, pe care îl ai, revăzându-l, te vei înțelege foarte bine tot ce am explicat. Că ăsta e marele avantaj când ai filmul. Că așa nu-ți mai aduce aminte toate explicații și toate tot ce am spus acolo. Dar filmul încă o dată făcut și cu caietelul tău, te uiți pe așa și s-aude vorba cum nu ce spun noi aici, este ca și mai face din nou lecția și explicațiile sunt perfecte. Acolo ajung la tine. Așadar, să zicem așa că mulțumim lui Dumnezeu pentru că am făcut din nou lecții frumoase. Ne-am mers internetul și totul, Skype-ul și am înregistrat lecția. Și mâine când tu hotărești, ne vedem. Mâine termin la... Mâine la 5:40. Tu spui, dacă tot la 6:30, când stabilești tu, nu știu cât vii, cât tot vrei. La 6. Tot la 6:30, da? Da. Bun.
să zicem, seară bună și să-ți iasă ieșitul cel mai frumos și problemă frumoasă și să ne vedem cu bine. Da, seară bună. La revedere, seară bună. La revedere.